Mulțumim pentru informații. S-a deschis stația intermodală de pe pasajul Basarab. De acum călătorii vor putea face mai ușor legătura dintre stația de metrou Basarab Autogară și restul orașului. Singurul loc în care lucrările nu au fost finalizate încă este trotuarul rulant care leagă stația de tramvai de pe pod cu gara de nord. Sabina Alexandru are mai multe informații. Bună dimineața, Sabina! Bună dimineața! Într-adevăr, acest trotuar rulant va începe montarea lui săptămâna viitoare și va fi gata peste o lună, așa cum a promis primarul Sorin Oprescu. De ieri a fost anunțată deschiderea acestei stații și așa s-a și întâmplat aseară la ora 8:30. Pietonii o puteau deja folosi. Tramvaile liniei 1 opresc acum pe ambele sensuri de mers și am observat în această dimineață că foarte mulți pietoni, nefiind obișnuiți cu acest sistem, încercau să traverseze de pe o parte pe alta a peroanelor peste șinele de tramvai, însă un pasnic le atrăgea mereu atenția și le indica cele patru ascensoare sau scările rulante, care fac de asemenea legătura către celelalte mijloace de transport din zonă, dar și către gara de nord sau gara Basarab. Peronul are 90 de metri lungime și 19 metri lățime, două căi de acces, una dinspre Calea Griviței și una dinspre Bulevardul din Nicu Golescu. Panouri de informare, este dotată cu sistem de supraveghere video și, cel mai important, capacitatea zilnică a acestei stații este de 200.000 de călători. Sabina, mulțumesc mult pentru informații, Daniel. Sabina, tiza ta, da, care tocmai ne reporta de aici, ne corespunda, greșește. Nu pentru că nu sunt obișnuiți traversau liniile de tramvai, da, ci da, pentru că e mai scurt și românul așa face, va traversa întotdeauna linia de tramvai, cum face și la calea ferată.